Tipele astea din anime cu ochelarii sunt atât de adorabile. Top 4 anime-uri despre prietenie. One Piece, Fairy Tail, Yu-Gi-Oh! Merg în mie, prietenii știu de ce. Când cineva te întreabă ce e un VIP, să-i trimiți poza asta. Protagonistul unui harem anime, când trebuie să se bată. Protagonistul acelui așa anime când se dau tipele la el. Manga, anime, adaptare Netflix. Ai grijă cui îi zici urâtelor în clasele 5-8. Echipa pot să lupt. Actorii japonezi vorbind japoneza. Aceași actorii vorbind engleza. Cum ajung Bibi la area 51? Cum o să plece acasă? 1950 femei tinere. Nerespectabile nu-și dau corpul oricui știu să gătească. 2019 femei tinere. Nu știu să gătească, imaginare un dinozaur de fapt. Cei 3.1 milioane de oameni pregătiți să atace area 51. Eu care stau acasă de frica ei. Cum se trezesc tipele? Cum se trezesc tipii? Magie atunci. Magie acum. Mame-n desene animate. Mame în anime. Student japonez venit aici ca schimb de experiență. Konnichiwa. Eu care m-am uitat 15 ani la animeuri. Ah, Hiroshima. Mâțele mele certându-se după ce le-am salvat din area 51. Când tipa de care îți place zice că vrea să fiți numai prieteni și atât. Dar după realizezi că ar fi frumos să ai un prieten. Tipe perfect normale care nu sunt înerudite cu tine. Imotons. Asemănările dintre Samurai Jack și Isekai Quartet. Caracter principal japonez. Armă legendară. Abilitate specială. Trimis într-un loc și timp necunoscut. Antagonistul e un demon. Extratic. Eu când cineva comentează aia. 360p. 480p. 1080p. 4K. 40K. For the Emperor! Bunici în filme animate. Bunici în desene animate. Bunici în anime. Manga. Anime. Adaptare Netflix. Mușcă? Nu. Dar te poate răni în alte moduri. Trebuie să crezi în Dumnezeu ca Isekai să fie o realitate. Plâns, plâns. Înainte de Jojo. După Jojo. Care e dorința ta? Dorința mea e să mă faci un tip mișto. Dar tu ești deja un tip mișto. Ești un prieten loial, soț și tată iubitor. Și aia e foarte mișto. Când te duci la cinema cu sora ta de are Valentine's Day și au discounturi pentru cupluri. Radio. Radio. Ai fost vizitat de un ciobănesc de corb, dă like și subscribe pentru o viață mai fericită. Pe data viitoare.